Astăzi aici, la Giurgiu, în această locație minunată, vom avea întâlnirea grupului tematic regional pentru susținerea sănătății și protecției sociale. Această activitate, mai exact această întâlnire, făcând parte dintr-un șir mai larg de activități dedicate planificării la nivel regional, planificare care va avea ca obiectiv realizarea planului de dezvoltare regională sub-muntenă pentru perioada 2021-2027. Înainte de a intra mai adânc în problematica întâlnirii, aș dori să-i ofer cuvântul domnului primar Nicolae Pancu, gazda noastră de astăzi. Vă mulțumesc! Bună ziua, sărămâna, și bine ați venit sau revenit la Giurgiu. Aș vrea să, în primul rând, să felicit organizatorii Agenția de Dezvoltare Regională pentru că a ales municipiul Giurgiu ca municipiu gazdă pentru una din obiectivele prioritare, deci exemplificarea uneia dintre obiectivele prioritare ale programului european 2021-2027 să fie găzduită la Giurgiu. Nu o să intru în tematica probleme, pentru că acesta este, până la urmă, motivul întâlnirii de astăzi. Vom lăsa specialiștii să studieze, să pună întrebări. Ceea ce vreau să spun ca în deschidere este faptul că întotdeauna, poate că în perioada 2007-2013 nu am fost pregătiți. Dar începând cu 2014, pot să spun și garantez lucrul acesta, toate UAT-urile au fost, toate entitățile publice sau private au fost pregătite pentru accesarea fondurilor europene. Ce s-a întâmplat și de ce ajungem în 2020 să nu reușim să semnăm toate contractele ține de foarte multe lucruri, ceea ce pot să spun că mă gândeam dimineață că din 2014 și până acum în 6 ani am avut 6 guverne. Și lucrul ăsta spune tot. Ceea ce mai spun că modalitatea în 2014, și e bine că învățăm din greșelile celorlalte programări financiare, am avut organisme intermediare care au intermediat o legătură directă. Și tot ceea ce mergea la ADR erau verificate și dosarele și erau în regulă și apoi mai treceau până furcile caudine unei alte entități care mai verificau odată și mai spunea nu știu câte întrebări și nu știu și întârzia acest proces. Eu sper că am învățat din această greșeală și din toate discuțiile care le-am purtat la nivel de Minister al Fondurilor Europene, la nivel de Bancă Mondială, de reprezentanți ai organismelor europene, așa s-a stabilit că se va merge mai pe o linie directă la nivel de regionalizare. Mai avem noi să rezolvăm probleme din Constituție cu regiunile, dar vom vedea. Ca pe următorul exercițiu financiar să putem găsi modalitățile mai rapide de finanțare și de semnare a contractelor. O să discutați astăzi de una din cele 5 obiective prioritare, cea socială. Toate sunt importante, toate sunt necesare și mi-aș dori ca la sfârșit, în urma discuțiilor cu dumneavoastră, în urma propunerilor pe care dumneavoastră le veți face, mi-aș dori ca procedurile pentru perioada de finanțare 2021-2027 să fie mult mai flexibile, mult mai rapide, mult mai aplicate asupra anumitor lucruri și să nu pățim ce am pățit noi municipiile reședințe cu axa 4, în care ne-au trebuit vreo 3 ani de zile până ne-am domirit ce-o fi aia. După aceea am făcut în baza ghidului super stufos și nici acum n-am semnat contractele, iar aceeași axă care s-a lansat după municipiile reședință, au avut niște condiții atât de ușoare încât ei termină proiectele în acest moment. De aceea vă spun că sunt foarte bune aceste întâlniri, sunt constructive, sunt necesare pentru proiectul final care se va semna și memorandumul care se va semna privind proiectele europene sau prin axele de finanțare, dar ar trebui ca munca pe care o faceți dumneavoastră din teritoriu să fie ascultată și văzută de cineva și să țină cineva cont atunci când se gândesc proiectele, să nu ne trezim că așa ne-a zis Bruxelles. Am trecut de faza aceea în care se mai spune cineva că știți, nu-i vina noastră, Bruxelles ne-a dat nouă ghidul ăsta. Nu! Noi ne l-am făcut prost
Noi ni l-am aprobat prost și Bruxelles a zis, folosiți-l cum vi l-ați făcut. De aceea avem experiența, avem expertiza, fiecare dintre cei prezenți a accesat fonduri europene, a implementat proiecte. Unde știți că ați avut orice informație, orice, eu știu, punct de vedere, trebuie consemnat. Nu este doar o întâlnire ce a venit la Giurgiu. Dacă tot vremea e urâtă și nu avem unde ne plimba la Giurgiu, haideți o oră cât stăm aici să gândim în interesul nostru și în interesul accesării fondurilor europene. Eu vă doresc succes, încă o dată vă mulțumesc că ați ales Giurgiu, chiar dacă nu este axa care poate Giurgiu excelează. Unde v-ați fi dorit? Bineînțeles, la dezvoltare urbană durabilă, că acolo, acolo e consistența. Să știți că axa prioritar, axa 3, axa 4 din POR a fost o axă, sau este o axă, că n-am terminat-o, care va duce la dezvoltarea tuturor municipiilor, orașelor și urilor din țară. Este o axă cu fonduri predestinate, prealocate, știi exact ce bani, nu mai intri în competiție cu nimeni, îți faci proiectele folosind acele direcții și apoi trebuie să ți le implementezi așa cum are nevoie comunitatea locală și nu cum ni se dau niște ghiduri și trebuie să vezi, îți trebuie pâine, dar zice nu, putem să-ți dau, îți trebuie pâine, dar zice nu, ia cozonac. Păi bun și cozonacul, dar nu poți să-l mănânci cu sare, mănânci cu ceva mai dulce sau o fiși cu sare bun. De aceea vă spun că ele trebuie să armonizate și adaptate necesităților fiecare. Și pentru asta trebuie să fie flexibil. Da, director, încă o dată vă mulțumesc. Eu am să vă las aici. Mi-ar fi făcut plăcere să stau mai mult cu dumneavoastră. Dacă timpul îmi permite, voi reveni. Așa, măcar să asist la câteva dezbateri. Sunt ferm convins că acestea vor fi constructive. Vă mulțumesc foarte mult și profit de ocazie să vă invit pe 2 martie la Plăiești. Acolo avem întâlnirea pe dezvoltare urbană. Reprogramat. Da, reprogramat. Ce bine știți. Ne urmăriți foarte bine activitatea. Aș vrea doar să mai, nu să completez, ci să fac următoarea afirmație, că dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți primarul unuia din cele 7 municipii reședinte de județ, sunteți de asemenea extrem de implicat la nivel național prin intermediul Asociației Municipiilor și Orașelor în tot ceea ce a însemnat planificarea la nivel național și vă mulțumim pentru sprijinul și încrederea pe care ați avut-o față de activitatea agențiilor și ne-ați susținut în preluarea unor atribuții mai importante. Rămâne de văzut dacă ele se vor îndeplini, însă toată aprecierea pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc mult! Să rămână și eu vă mulțumesc și vă doresc succes! Și să finalizați cu rezultate foarte bune sau cu idei foarte bune pe care să le ducem mai departe. Mulțumim frumos. Aș vrea să vă povestesc un pic despre agenda întâlnirii de astăzi. De obicei, de fapt, în toate întâlnirile pe care le-am avut până acum, aceasta este cea de-a 5-a întâlnire. Prima parte a avut ca obiectiv prezentarea arhitecturii instituționale a ceea ce înseamnă viitorul fondurilor europene în perioada 2021-2027. Am mai discutat un pic despre obiectivele politicii europene și modul în care vor fi distribuite fondurile în următoarea perioadă de programare și colega mea, Gilda Niculescu, care astăzi se află la București la o întâlnire cu Banca Mondială, prezenta în câteva minute strategia de specializare inteligentă. De data aceasta o să rog pe Florina Reșcanu, expert în cadrul serviciului dezvoltare, să vă spună câteva cuvinte despre specializarea inteligentă. Iar colega mea, Andreea Dogaru, vă va prezenta analiza SWOT din cadrul planului de dezvoltare regională cu concentrare pe domeniul susținerea sănătății și protecției sociale. Cumva toate întâlnirile noastre au fost orientate pe două teme. Prima temă era legată de ce ne așteaptă și ce știm noi că se va întâmpla până în momentul de față în ceea ce privește distribuția fondurilor în perioada de programare 2021-2027 și a doua parte a întâlnirii, mai consistentă, era legată de prezentarea analizei SWOT din planul de dezvoltare regională, precum și analizei cu precădere pe domeniul
de la fiecare întâlnire, astăzi sănătate și protecție socială. Uitându-mă în sală, știu că cel puțin 30% dintre cei care sunt astăzi prezenți au mai participat și la celelalte întâlniri. Astfel încât nu aș intra foarte mult în detaliu cu privire la arhitectura instituțională, pentru că, așa cum observați, se discută despre un nou guvern, cele 5 ordonanțe sau 4 ordonanțe privind fondurile europene au fost retrase din guvern, deci nu au o aplicabilitate imediată. Vă mărturisesc că săptămâna trecută am fost la București la o ședință foarte restrânsă la Ministerul Fondurilor Europene și la momentul respectiv se discuta despre posibilitatea de a realiza documentația tehnică pentru proiecte declarate strategice. Nu mi este foarte clar ce se va întâmpla cu acele prevederi, dacă vom putea să și sub ce formă va putea fi realizată această documentație, astfel încât prefer să nu intru în detaliu astăzi. Practic, ce vă voi spune vor fi câteva cuvinte legate de cum este în momentul de față gândită arhitectura instituțională și am să rog pe Andreea să mă ajute cu slide-urile. Discutăm pornind de la premizele următoare, menținerea sistemului de management și control al fondurilor europene, îmbunătățirea și simplificarea anumitor aspecte pentru a veni sprijinul beneficiarilor și sperăm din tot sufletul ca acest lucru să se întâmple, pentru că una dintre problemele majore identificate în actuala perioadă de implementare a fondurilor a fost cea legată de o mult prea mare aglomerare, ca să spun așa, a regulilor. Și una dintre premize este cea privind descentralizarea implementării și creșterea leadership-ului. Ca și principii, sunt cele legate de o mai bună coordonare între proiecte și operațiuni, o abordare unitară, o simplificare și mai bună coordonare pentru funcția de AME, concentrarea și asigurarea continuității expertizei și o abordare inovativă și integrată. Până în momentul de față știm că ar urma să fie făcute, realizate, să avem 9 programe operaționale și te rog să așa. Acestea sunt programul operațional dezvoltare durabilă, programul operațional transporturi, programul operațional creșterea inteligentă și digitalizare, programul național de sănătate, capital uman, ajutorarea persoanelor dezavantajate, dezvoltare teritorială integrată, programul operațional regional și programul de asistență tehnică. Unele dintre ele, după cum vedeți, ar putea să fie programe multifond, ceea ce înseamnă că ar putea să fie finanțate din 2 fonduri europene. În ceea ce privește propunerile privind funcția de autoritate de management, cel puțin la nivelul anului trecut era stabilit sau era propus mai exact ca Ministerul Fondurilor Europene să aibă rolul de autoritate de management pentru majoritatea programelor operaționale, Ministerul Transporturilor pentru programul de transport, iar agențiile pentru dezvoltare regională să îndeplinească funcția de autoritate de management pentru programele operaționale regionale, în sensul în care se dorea ca fiecare regiune să-și aibă propriul program operațional regional, astfel încât să nu mai avem, cum a fost până acum, un program regional la nivel național. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla până la urmă. Funcția contabilă urma să fie îndeplinită de Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar funcția de audit de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi. Aș vrea doar să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce ar urma să financeze fiecare program operațional în parte, am să încep cu programul operațional regional, unde ar urma să finanțăm în continuare tot ceea ce înseamnă infrastructura din mediul urban, atât urban mare cât și urban mic. De asemenea, am putea să finanțăm
activități din domeniul strategiei de specializare inteligentă, transfer tehnologic și inovare, să finanțăm de asemenea, bună ziua, IMM-urile și digitalizarea, rețeaua de transport județeană, regională. Rămâne de văzut dacă vor fi sau nu aceleași condiții. Am avut unele semnale privind faptul că ar putea să fie finanțată doar drumurile care asigură conectivitatea directă la rețeaua TNT și nu și cele care asigurau conectivitate secundară sau terțiară. De asemenea, vor fi finanțate activități din zona IT. Vom avea două IT, unul în Delta Dunării, cum a fost până acum, și celălalt în Valea Jiului. De asemenea, capacitatea administrativă pentru beneficiari și asistența tehnică. Veți vedea că asistența tehnică se va regăsi cam peste tot. Programul Național de Sănătate va fi implementat la nivel național cu MFR-ul ca autoritate de management și va putea finanța, după cum am observat, se păstrează în continuare ideea realizării celor trei spitale regionale. De asemenea, ca noutate, sunt construcția și dotarea Institutului Național de Hematologie și a unui laborator de referință național. Pe lista de finanțare există și cele 22 de spitale județene și dotarea lor, reabilitarea și construcția spitalelor care sunt considerate prioritate națională, intervenții de eficiență energetică pentru infrastructura de sănătate, servicii de e-sănătate, digitalizare în sistemul de sănătate, servicii medicale, pregătirea și perfecționarea resurselor umane și cercetare în domeniul medical. Cel de-al treilea program este programul operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare, care practic va împărți cu noi activitatea de specializare inteligentă, cu mențiunea că acesta va finanța la nivel național acțiuni, activități care țin de specializare inteligentă națională, Danubius, cercetare, sinergie, Horizon, internaționalizare, e-guvernare, broadband și de asemenea instrumente financiare. Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată va finanța celele două, care în momentul de față se află la noi, la AXA 9, în POR și în POCU. Va finanța activități din zona turismului, cultură, patrimoniu cultural, investiții pentru siguranța cetățeanului, administrare și suport CLLD. Programul operațional Capital Uman va merge în continuare cu activități pentru educație, ocupare, incluziune, servicii sociale sistemice, IT și se va adresa, o bună parte din el se va adresa categoriei tip NIT. Programul operațional dezvoltare durabilă, unde vor fi activități din zona energie, mediu, riscuri și de asemenea IT Delta Dunării și Valea Jiului. Programul operațional de transport, unde vor fi finanțate drumurile din categoria TNT și de asemenea din zona IT, celor două IT. Programul operațional asistență tehnică, care va asigura finanțare pentru funcționarea sistemului, AME-uri și OIUR, dacă ar fi cazul, și sprijin pentru beneficiar. Și, în ultimul rând, programul operațional ajutorarea persoanelor dezavantajate, unde vor fi finanțate intervenții pentru persoanele dezavantajate privind alimentele, rechizitele, obiectele de puericultură. Ultimul slide se referă la calendarul grupurilor tematice regionale, deci cum ne-am întâlnit noi până acum. Așa cum vă spuneam, aceasta este cea de-a cincea întâlnire. Mai avem săptămâna viitoare la Slobozia, unde ne vom întâlni cu grupul de lucru pe tema educației și ocupării forței de muncă și întâlnirea reprogramată de la Ploiești, care va fi pe 2 martie și care va avea ca obiectiv dezvoltarea urbană durabilă și localități inteligente. Înainte de a trece la cea de-a doua prezentare, care se referă la Proiecția Națională de Investiții, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre cum facem planul de dezvoltare regională. Practic, nu are sens să pornim să creăm un nou document. S-a creat la nivel național împreună cu agențiile ca să discutăm mai degrabă de actualizarea planului de dezvoltare regională, ceea ce înseamnă că noi am actualizat și am pregătit analiza SWOT și analiza socioeconomică din planul de dezvoltare regională și împreună cu dumneavoastră, în grupurile tematice regionale, discutăm
și vedem dacă păstrăm în continuare cele 7 priorități din programul de dezvoltare regională și de asemenea dacă păstrăm sau intervenim cu noi măsuri. Acesta este rolul dumneavoastră al grupurilor tematice regionale. Dincolo de funcționarea acestor grupuri tematice, avem și grupurile de parteneria local, care sunt alcătuite la nivelul fiecărui județ din regiunea Sud-Muntenia. Cu acestea ne-am întâlnit în luna noiembrie și urmează să mai avem o întâlnire după ce finalizăm toate întâlnirile din grupurile tematice regionale, unde vom prezenta concluziile la care am ajuns. Cum ajungem la aceste concluzii? După ce vă facem capul calendar și vă prezentăm domeniul de astăzi. Ne vom împărți sau vă veți împărți pe grupuri de lucru. Am estimat noi să fim trei grupuri de lucru și împreună cu dumneavoastră și cu colegii mei care vor fi alături de dumneavoastră, vom încerca să ne structurăm pe priorități măsuri. Pornind de la identificarea nevoilor, găsirea unor soluții și, de ce nu, creionarea, conturarea unor proiecte care ar putea să fie finanțate. După ce vom avea o imagine de ansamblu la nivel regional, pe fiecare prioritate, pe fiecare domeniu, vă vom informa și ne vom mai întâlni, vom avea acest proces de consultare și de transparentizare, astfel încât ce va reuși sau ce va cuprinde documentul final să reprezinte efectiv ceea ce ați lucrat dumneavoastră, nimic din birou.